În urma percheziților care au avut loc la cabinetele de expertiză medicală din Sighet și Baia Mare, procurorii ai parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș au dispus miercuri punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi medici pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită. În privința inculpatului MM, s-a reținut că la data de 1 august 2017, respectiv 3 august 2017, a comis un număr de 58 de acte materiale de luare de mită, iar referitor la inculpatul MF, s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru un număr de 113 acte materiale de luare de mită, comise în perioada 18-20 iulie 2017, respectiv 1 august 2017 și 3 august 2017. Actele de luare de mită au fost săvârșite în legătură cu atribuțiile de serviciu ale inculpaților, în cadrul cabinetului de expertiză a capacității de muncă Sighetul Marmației, se arată într-un comunicat al parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. La cabinetul de expertiză medicală din Sighet veneau de două ori pe săptămână medici din Baia Mare care realizau dosarele de încadrare în gradele de invaliditate. Fac expertizarea medicală pentru pensiile de invaliditate, gradul 1, 2 și 3. Sau date medicale, date de special. Veneau pe rând doctorul Mitre și Șchiopu și mai mergea și domnul Apal în funcție de necesități, pentru că acolo știți că nu avem medic de 3 ani. De 3 ani a scos postul la concurs și nu a venit, nu s-a prezentat niciodată nimeni, nici măcar nu s-a interesat de post. Fiecare lună veneau de două ori pe săptămână câte un medic. Au mai fost situații de genul acesta? Controle? Ce? Nu. În 8 august, cei doi inculpați au fost reținuți, iar prin încheierea penală din data de 9 august, Tribunalul Maramureș a dispus față de aceștia măsura preventivă a arestului la domiciliu.